Bună seara din nou! Subiectul numărul 2. De data aceasta este în felul următor. Ați văzut filmul acela, Întâlnire cu Joe Black? Adică domnul Moartea vine pe pământ și întâlnește o frumoasă pământeancă bogată pe care se îndrăgostește. De fapt, el venise pe pământ doar să ia sufletul tatălui fetei. Și așa că decide să ia ceea ce se cheamă o vacanță, să întâlnească acea fată și acea familie, înainte să ia sufletul bărbatului. Bun. Dar dacă ar fi... Bine, și povestea cu Joe Black spune că într-un final Joe se întoarce la munca lui care o avea înainte de ceea ce se cheamă frate, hai să-i spunem, de a lua suflete și a le duce pe lumea cealaltă. Dar dacă ar fi ceva de în felul următor, în realitate. Dacă în realitate ar fi o fată foarte înaltă, dar care, hai să spunem, și-ar da întâlnire cu tine. Practic, un nou scenariu de film. Îmbrăcată în negru, cu pelerină, cu toate cele, dar care se joacă cu tine și cu chipul tău și cu fățișarea ta și cu corpul tău și își dă întâlnire zi de zi. Te înspăimântă pe șira spinării? Încă nu. Bun. Pentru că nu te înspăimântă, treci la ceva de genul în felul următor. Zi de zi, noapte de noapte, stă lângă tine. Câteodată o simți, câteodată nu o simți. Ca o respirație în ceafă. Că este alături de tine. Am înțeles. Mai stai ce mai stai un pic și când și când e noapte, ea este alături de tine, ca un spirit, sau cum vrei să-i spui, ca o fantomă, dar știi că e neagră. De câteva ori, să zicem, te duci, te întorci pe lumea cealaltă, cum am spus, e scenariu de film. SF. Astăzi nu vreau să te ucid. Sau să-ți iau sufletul, îi spune ea. Și te lasă, te duce pe lumea cealaltă, dar te întoarce. Mi-am dat întâlnire și pe lumea ta, și pe lumea mea, cu tine, zi de zi, zilnic, fără să știi. Ți se pare o aberație și un scenariu de film. SF. În încercarea de a scăpa din acest infern, omul, sau pământeanul, sau cum vrei să-i spui, încearcă, într-un final, să scape fără să ajungă la ea. Adică să nu mai vină ea la el. Practic să fugă de, hai să-i spune, pentru el, îi se pare un blestem, iar pentru ea, vrei să scapi de mine? Ne vom vedea tot timpul și îți voi transmite semnale tot timpul. Mai că omul reușește la un moment dat să scape și să scape și să scape și să scape și mai mult, până când într-o zi azi se duce pe lumea cealaltă. Ai văzut, mă, că te aștepți pe lumea cealaltă? Te întorci înapoi? Stai liniștit, că încă nu te-am luat. Am făcut doar o mică zgrietură pe fața ta, așa.
Mai stai un pic, ce mai stai un pic. Din nou. O nouă zi. Ca o sândă, știi? De vrei să mai trăiești și așa, trebuie să ții minte că și eu sunt lângă tine și moartea mă numesc. Și sunt fată și îmi placi la nebunie și îmi dau întâlnire zi de zi cu tine. Ca o poezie. Bun. Și trecem mai departe. Încă nu vă înfioară. Într-o zi o să mergi pe stradă și îți iese un accident în față. Ți-aduce aminte? Eu sunt. Mai mergi și un pic și un pic înainte. Te urci pe o scară și era să cazi. Tot eu sunt. Încă nu te-am ucis. Pentru că îmi placi și îmi dau întâlnire cu tine. În fiecare zi. Câteodată omul nostru mai îmbătrânește, mai face câte o prostie și leșină. Și se duce din nou pe lumea ei. Din nou se întâlnește cu ea. Nu, nu este încă momentul să pleci de pe pământ, omule. Încă nu ești osândit, pentru că așa vreau eu. Înțelegi? Așa că te întorci înapoi după ce ai făcut un preinfart sau infart sau altceva. Bun. Se pare tragică comedie sau infern. Mai mergi, ce mai mergi, mai trec câteva zile, îți revii după infart, preinfart, leșin sau ce mai e. Apare o nouă zgrietură, ce credeai că nu te uit? Am venit pe lumea ta să-mi dau întâlnire cu tine. Omul încercând să scape de moarte, că-și dă cu el întâlnire zi de zi, frate, ajungi la ceva de genul, hai să fac orice, să scap de așa ceva. Și astăzi îmi spune frumos și interesant de astăzi, pentru că te-am scăpat de câteva ori. Și nu ne-ai mai dat acea întâlnire, pentru că îmi stârnești interesul. Înțelegi ce vreau să spun? Pur și simplu îmi stârnești interesul ca om. Așa, ca să scapi, mi-am luat un câine, un Doberman rău și fioros, ca în Resident Evil, care face ca să simt mirosul. Și întâi, cum ți-am spus, bineînțeles, așa spunea Doamna Moarte sau Domnișoara Moarte. Numai așa nu te scap, ci îmi dau zi de zi întâlnire cu tine. La orice oră, când vrei tu, pământene, fraiere, omule, sau mai departe. Răspunsul va rămâne de văzut ce se va întâmpla cu omul după ce va trece la cele sfinte. Își va lua soție o femeie moarte de pe lumea cealaltă, și vor face amândoi o echipă pe cinste, sau pur și simplu nu știu să vă răspund la această întrebare. O seară frumoasă vă doresc. Chiar foarte frumoasă.